să încep prin a distruge câteva întrebări care mi s-au pus de la început, că de ce eu, ca și preot, mă ocup de problema asta vaccinării, că trebuie să-i lăsăm pe medici. O întreba mai mult și am zis, păi, în primul rând, am cunoscut câțiva medici care mi-au spus că au fost somați și au fost amenințați de anumite autorități mai mari ai lor, că dacă vorbesc despre vaccin, pot să-și piargă locul de muncă. Vă spuneam de doamna Crista Todea, care a scris cartea cu vaccinurile prevenție sau boală, o carte care a circulat foarte mult și pe internet și publicată, cu 380 de articole și de studii făcute în Statele Unite și în Germania, care dovedesc foarte limpede că vaccinurile n-au distrus nicio boală. Deci eu nu prezint părerea mea aici. Prezint părerea unor medici. Și pe de altă parte, eu zic așa, ca și chiar ca și preot, dacă cineva o să vă ducă cu forța la spovedanie, o să vă ducă forțat la împărtășanie, aveți tot dreptul să vă revoltați și să faceți scandal. Nu? Pentru că nimic nu se poate să fie forțat. În România, cu vaccinarea, vor să fie introduse prin lege obligatoriu și ce e și mai interesant, că nu e doar pentru copii, e și pentru adulți. Deci vaccinare obligatorie nu numai pentru copii, și pentru adulți, pentru o mulțime de alți oameni. De aceea, când stăm să ne analizăm serios în ce fel de lume trăim, mulți spun, da, păi e o teorie a conspirației. Teoria conspirației spune că sunt anumite secrete, anumite lucruri care se fac pe ascuns și din care oamenii bănuiesc că s-ar putea întâmpla ceva. Deci e o bănuială, asta e teoria conspirației. E o bănuială că se poate întâmpla ceva cu informații luate din zbor, din auzite și cu povești. Asta nu e o teorie a conspirației. Sunt câteva dovezi foarte clare. Eu o să vă prezint câteva doar din cartea aceasta a doamnei dr. Crista Todea Gros și încă câteva analize făcute de domnul dr. Mircea Pușcașu, care a fost la Suceava și probabil că îl cunoașteți de pe internet, el s-a opus, s-a revoltat total împotriva vaccinării și a studiat un pic, efectiv, prospectele vaccinurilor. Zic lucrurile acestea pentru că pe internet sunt foarte multe discuții pe tema aceasta. Cei care, părinții care nu își vaccinează copiii, așa cum ați auzit și înainte în filmuleț, sunt acuzați că habar nu au, că nu știu despre ce vorbesc. Ori eu pot să vă spun câți părinți am cunoscut care nu își vaccinează copiii, toți sunt foarte bine informați. Dar invers, părinți care își vaccinează copiii, toți sunt neinformați. Asta e problema gravă. Eu nu vreau să spun nimănui să-și vaccineze sau să nu-și vaccineze copiii. Nu. Eu nu mi-am vaccinat. Nu vreau să îndemn pe nimeni să facă scandal sau să nu facă scandal în privința aceasta. Dar atâta vreme cât avem niște riscuri și nimeni nu le spune, atâta vreme cât sunt niște informații care nimeni nu le pune la dispoziție sau sunt foarte puțini care ne le pun la dispoziție și se pune doar partea frumoasă a lucrurilor, eu am tot dreptul ca să spun și să informez oamenii și nu numai dreptul, să informez oamenii despre ceea ce se poate întâmpla. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, dacă vreți încă un argument de ce eu ca și preot m-am apucat să discut și pe tema asta care mulți zic că e o temă medicală. Uite, eu vă spun că nu e o temă medicală, e o temă politică. Asta nu e temă medicală. În moment ce doctorii nu sunt lăsați să vorbească decât o parte dintre ei, asta e o temă politică. Când Bill Gates spune pe internet public că trebuie să reducem populația globului de la 7 miliarde la 3 miliarde și jumătate și asta ne vom strădui să facem prin vaccinuri, asta nu mai e teoria conspirației. Toate lucrurile sunt publice. Sau familia Rockefeller la fel, spun, domnule, dacă eu sunt acuzat că vreau să pun ordine în lume și să reduc populația globului, zice, eu sunt mândru de această acuză. Deci el e mândru și familia asta e mândră că vor să omoare o mulțime de oameni, să-i distrugă și noi să stăm liniștiți, că nu e nicio problemă. Să nu ne interesăm că asta e treaba doctorilor și să nu ne pese de absolut nimic. Păi nu se poate chiar așa. De ce zic că e o problemă și teologică? Primul dar pe care l-a dat Dumnezeu omului este libertatea.
Acolo unde se vorbește despre obligativitate, nu mai este libertate. O căzut. Nu mai ești liber. Și legea asta care vor să se să fie implementată cu obligativitatea vaccinurilor este un antecedent foarte grav pentru alte legi care pot să urmeze, obligativitatea transplanturilor, obligativitatea la alte atâtea și atâtea lucruri care pot să le fie băgate de guvern sau de alți politicieni pe gât. O altă problemă care o văd eu este faptul că nu doar în România, ci pe plan mondial, știu de Italia, care au acceptat din păcate, deși sunt mii de oameni în străzi, în orașele din Italia, nicio televiziune, n-am văzut să publice așa ceva. În Franța iară sunt revolte, în Ungaria sunt manifestații împotriva vaccinării obligatorii. Deci sunt în mai multe țări din lumea aceasta. De aceea aș vrea, așa, ca și informație. Ca și cum merge la, la un training de informare pe o anumită temă, cum a zis mămica dinainte. Păi eu mi-am vaccinat copiii pentru că n-am știut, dar am început să studiez un pic, să văd care e problema și când am început să le studiez, am văzut că lucrurile stau foarte grav, înspăimântător de grav. Și nu numai cu vaccinurile, cu toate lucrurile rele din lumea asta, mai mare lume se bazează pe faptul că oamenii n-au timp să studieze, n-au timp să se informeze și atunci lasă. Prostimea trebuie să moară, că noi ăștia care n-avem bani și n-avem puteri, n-avem funcționale, trebuie să murim, restul trebuie să trăiască. O să încep prin câteva minciuni care ascund efectele vaccinurilor. Da? Sunt câteva minciuni care se vehiculează și oamenii le iau ca litere de lege, ca și cum ar fi super adevărat. Prima, epidemiile sunt eradicate prin vaccinare. Acesta este un fals. Statisticile dovedesc foarte limpede, din punct de vedere istoric. Vaccinarea este una dintre cele mai mari erori ale medicinei. Statisticile secrete sau puțin mediatizate, arată clar că eradicarea bolilor infecțioase nu a avut nicio legătură cu campaniile de vaccinare în masă a prostimii neinformate și manipulate prin presă. Și cum dovedim lucrul ăsta? Vaccinul ne protejează contra bolilor infecțioase, zic ei. Organizația Mondială a Sănătății a efectuat între 1968 și 1971 un foarte mare studiu asupra vaccinului în India. În această țară au fost vaccinați contra TBC-ului 364.000 de oameni. Care e rezultatul? În zona în care s-a efectuat campania de vaccinare, și deci unde, conform logicii stupide a experților, TBC-ul ar fi trebuit să fie eradicat, adică să nu mai fie deloc, au avut loc mai multe îmbolnăviri și decese decât în zonele Indiei în care populația nu a fost vaccinată. Deci asta e logica. Și asta lăsând complet la o parte efectele secundare și afecțiunile provocate de către minunea secolului săracilor indieni trași în țeapă. Organizația Mondială a Sănătății a încheiat studiul cu concluzia că eficacitatea vaccinării a fost zero. 0%. Dar asta e dovadă foarte liberă. Cum să ne protejeze împotriva bolilor? Dacă s-o dovedi practic, concret. Nu știam despre studiul ăsta, nu? Păi uitați-vă. Comisia STICO, o comisie care se ocupă cu coordonarea și aprobarea vaccinării de la Institutul Robert Koch din Berlin, i-au trebuit 27 de ani să facă cunoscut rezultatul acestui studiu și deci, pentru a ridica recomandarea de vaccinare contra TBC-ului. Deci 27 de ani le-au trebuit ca să spună tuturor, băi, stați un pic, că noi am studiat astea și nu dă niciun randament TBC-ul. Nu, ce să trebuie atunci ăștia 27 de ani? Sunt vaccinat pe bandă rulantă. Toată lumea, toți copiii, hai că avem vaccin anti-TBC. Mai departe. În martie 2000 a fost suspendată vaccinarea contra TBC-ului în Austria, iar în multe alte țări se vaccinează încă. Deci se știa că vaccinul contra TBC-ului nu face doi bani. Ba mai mult, face chiar rău. Și totuși aceste lucruri au fost ținute ascunse și s-a vaccinat contra TBC-ului de meserie. Ca la nuntă. Nu vă o sucui. Ce crede despre medicii care au știut? Știu și astăzi, adevărul și totuși, tac și merg mai departe. Mai vreți un exemplu? Loc în Veția, asta da, țară civilizată, curată, educată, popor halnic, disciplinat. În anul 2000 a existat o epidemie de oreon, care a durat 5 luni. Oficiul Național pentru Sănătate din Elveția a trebuit să recunoască faptul că 75% dintre cei care s-au îmbolnăvit au fost vaccinați. Pentru că eu protejat. Dacă 75% erau vaccinați din cei care s-au îmbolnăvit. Același institut Robert Koch din Germania a recunoscut de asemenea că 2/3 dintre bolnavii de tetanos au fost vaccinați regulamentar.
trași în țeapa conform directivelor, doar că o afecțiune de genul acesta se verifică fără urmări în 2-3 săptămâni. Pe când daunele aduse corpului de către vaccine inutile rămân toată viața. Băgat antititanus în ei și eu știu, eu distrus pe copii. 2-3. Uitați-vă cum stau statisticile. Și asta e foarte greu de crezut pentru foarte mulți. Câteva boli. Astmul bronșic. Dintre cei care au astm bronșic, între 8 și 12% au fost vaccinați împotriva astmului. Nici unul nevaccinat n-are astm bronșic. Toți care au fost vaccinați. Neurodermită. 10-20% au fost vaccinați, 4% pot să fie afectați din cei nevaccinați. Alergii. Hai și la modă cu alergii. 25% au fost vaccinați, inclusiv eu. Inclusiv eu. Am alergii din cauza vaccinului și altor medalile. 2% sau 3%, 2,9% din cei nevaccinați pot să fie afectați de alergii. Hiperactivitate, adică copiii ăștia care nu stau locului deloc. 1,3% sunt nevaccinați. Restul 10% sunt vaccinați. Dintre toți. Bun. A treia minciună. Există foarte mici efecte secundare, spun ei. Avantajele sunt evidente în comparație cu dezavantajele. Adică, domnule, totuși, or fi și câteva efecte secundare, dar avem avantaje foarte mari. Asta e o minciună. Gândiți-vă, când a fost recunoscută oficial o daună provocată de un vaccin? Nu se poate recunoaște. Și vă spun și de ce. Ca și părinte, puteți exact constata că ceva nu este în regulă cu copilul dumneavoastră vaccinat, dar pentru că acest lucru să fie și oficial recunoscut, vă trebuie o grămadă de timp și bani de pierdut prin tribunale cu șanse minime de a vi se face dreptate. Îmi spunea un medic că dacă merge un doctor de familie cu fișa cu reacții adverse la vaccin, se duce și le prezintă la șef, zic că am avut 25 de reacții la vaccin. Ăștia zic, vai de mine, dar așa de multe, ceilalți medici nu au avut decât una sau două. Înseamnă că tu ai administrat greșit vaccinul. Și dacă le depui toate aceste reacții la vaccin, la dosar, tu vei fi condamnat pentru malpraxis și o să fii exclus din medicină. Și atunci medicul zice, bă, dar ce face? Dacă ceilalți medici nu au efecte secundare, cum eu să am? Nu s-au înregistrat efectele secundare. Nu mai vorbesc de vremea comunismului când sunt mărturii clare că au dat foc. Au dat foc la toate dosarele cu efecte adverse ale vaccinurilor. Să nu se știe absolut nimic. Să nu zicem că pe vremea aceea nu a fost. Nu ar fi fost chiar așa de multe, că nici nu erau atâtea vaccinuri. Diferența e foarte mare între ce a fost atunci și ce e acum. Dar și atunci au fost. Și atunci erau, cum spunea mama, că o colegă de-a ei n-a mai putut umbla din cauza vaccinului. Dar nimeni nu a putut să-i scrie în fișă. M-a întrebat la o dezbatere publică, dar aveți înscris în fișă că din cauza vaccinului a făcut autism? Eu cunosc câțiva copii cu autism. Îți chiar apropiat de ei. Aveți în fișă scris? Păi, dar ce medic scrie în fișă? Vă dați seama, nu scrie nimeni așa ceva. Bun. Mai departe. A patra minciună. Vaccinurile moderne sunt suportate bine. Că e altceva, am evoluat. Dacă nu ne uităm la conturile miliardarilor din industria farmaceutică, unde chiar sunt foarte bune vaccinurile moderne, cum are poate să fie suportate bine vaccinurile în care găsim așa? Uitați-vă ce spun doctorii, asta e luat limpede de pe prospectul vaccinului. Ce conțin vaccinurile? Formaldehid, substanță interzisă de industria mobilă, deoarece se știe că e cancerigen. Deci nici la mobilă nu se mai folosește, că e cancer, de face cancer. Vă minunați acum că sunt foarte multe cazuri de cancer. Uitați-vă! Una dintre surse, că nu-i numai asta, că sunt mai multe. Fenol rot, care este interzis în industria alimentară, dar admis în vaccinuri. Că nu se dă voie în industria alimentară să-l folosească, dar în vaccinuri se poate. De ce? Că e tot introdus în organism. Mercurul, din grijă pentru sănătatea noastră, zicea doamna Cristian, se știe mereu exact între febră avem. Și aluminiu. Mercurul și aluminiul sunt două metale grele, extrem de periculoase, care ies din organism în jur de 50 de ani. Deci ies din organism după 50 de ani. Mercurul și aluminiul. Și astea sunt băgate în vaccinuri, în toate vaccinurile, să știți. Că mulți au zis, oh, nu, că s-au mai scos din vaccinuri. Să vedem imediat de ce.
impunități provenind din mediile de cultură. Vaccinul, adică virusul prin vaccinuri, vaccinul conține niște virus. Asta a fost cultivat pe ce? Pe linie maimuță verde, pe embrion de găină, pe celule fetale umane, adică de la copii avortați, noi nu suntem de acord cu avortul, dar băgăm celule de copii avortați în organismul copilului vaccin. Permet modificat genetic. Și o grămadă de stabilizatori, neutralizatori, conservanți, antibiotice, substanțe portante și coloranți, care toate sunt introduse prin vaccinul organismului nostru. Și noi ce zicem? Păi nu avem. Probleme sunt suportate mult mai bine vaccinurile ziua de astăzi. Aici o imagine care ar trebui să ne dea foarte bine de gândit, foarte mult de gândit. Când întreabă, mamele întreabă foarte mult pe medici, la orice pas. Și așa e firesc, întreb. Știi că e copilul tău, vrei să-l protejezi. Și medicii spun, apoi, nu știu. Deci, tocmai am fost plătit să injectez cât mai mulți copii posibil. Medicii asta vor să facă, să știți. În marea lor majoritate, nu toți, sunt și care nu vor. Sunt și care sunt înțelegători. Eu am dat peste mulți medici înțelegători care, domnule, dacă asta e alegerea ta, liniștit, fără nicio problemă. Dar majoritatea vor să te convingă să-ți injectezi, deși eu aș zice că mulți dintre medici nici nu știu ce conțin vaccinurile, să știți. Păi cum? Că a făcut medicină. Spunea cineva, un student la medicină, pe internet, cred că vreo 3 ore o discuta cu mine. Cum, domnule, eu am studiat lucrurile astea foarte serios. Păi, din câte știu eu de la medici, în facultate de medicină se discută foarte puțin despre vaccinuri. Numai cei care sunt la specializare, la imunologie, aceia iau detaliat vaccinul și efectele secundare și toate celelalte elemente. Ceilalți discută că sunt bune, că sunt frumoase, la vârsta la care trebuie să le implementezi, cum trebuie să aduci copilul la vaccin, cum să le aplici injecția și așa mai departe. Măsuri de siguranță, dacă aveți, despre vaccinuri, despre administrarea lor. Dar efecte secundare ale vaccinurilor nici dintre medici nu le știu. La modul cel mai serios. A cincea minciună. În noile vaccinuri nu se mai găsește tiomersal. Știți și asta? Asta era o formă sub care se introducea mercurul. Și pentru că au fost reclamații la nivel mondial, domnule, mercurul ăsta face lucruri foarte grave. Și de fapt, autismul este intoxicare cu mercur. Mercurul introdus în organism, majoritatea sunt băieți care sunt, sau cei mai mulți sunt băieți care sunt bolnăviți de autism, introdus în organism, ajunge la creier și unii nu tolerează așa de bine și ajung la autism. Deci scurg circuitul la creier. Asta se întâmplă prin mercur. Și tiomersal era forma prin care era introdus în vaccin mercurul. E adevărat că nu mai se folosește mercurul în toate vaccinurile, adică tiomersalul nu se folosește, mă scuzați, ci este fenoxietanol, o substanță care provoacă daune nervilor și sistemului nervos, mi se spune. Există deja 32 de alte denumiri pentru ceea ce noi cunoaștem sub numele de mercur. Deci sunt 32 de denumiri. Și noi habar nu avem, nici medicii nu știu pe toate. Dar toate denumirile astea, de fapt, le ascund și le pun tot diferite ca să nu știe omul că își bagă mercur în el. Practic, fiecare vaccin conține mercur, într-o formă sau în alta, chiar dacă se numește tiomersal sau nu. Așa s-a minciut. Unele vaccinuri trebuie periodic repetate pentru a se menține imunitatea. Adică n-ajunge să te vaccinezi odată. Și trebuie să le repeți. Din capul locului trebuie spus. Vaccinul nu protejează nici măcar pentru un minut după ce a fost administrat. Pentru care motiv ar trebui deci prospătat? Cine profită aici? Veți o dovadă că este prosteală pe față? Când e doar folosit și nu îngrijit, uite dovadă. În Austria, vaccinul contra căpușelor trebuie refăcut la fiecare 3 luni, în timp ce în Elveția, același vaccin produs de același producător trebuie făcut odată la 10 ani. Păi cum? Adică are și ăsta mândria lui vaccin. În Austria nu e valabil numai 3 luni, dar în Austria e valabil 10 ani. Același lucru. Păi dați seama ce nebunie. Ce nebunie. Și verificați și în Austria și în Elveția de cine? De medici. Nu? Apoi, hârtiuța cu contraindicații care însoțește un vaccin nu ajunge decât din întâmplare în mâna unui pacient. Ăsta e lucrul cel mai grav care mi se pare. Că hârtia cu prospectul nu ajunge în mâna pacientului și de multe ori nici în mâna medicului, să știți. Ea este destinată medicului sau farmacistului, pentru că el o înțelege, adică doar unia din gașcă.